Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! După 12 septembrie, situația astrală va escalada, așa că balanței va fi mai dificil să negocieze cu calm, să caute compromisuri și să se ocupe de probleme importante. La mijlocul lunii, fiecare va trage pătura peste ea, urmărind exclusiv interese personale. Deci, este puțin probabil ca inițiativele colective să reușească și pot provoca conflicte grave. Prin urmare, în a doua decadă, balanța ar trebui să se concentreze pe munca individuală sau să se pensioneze temporar luând o vacanță sau un concediu. Evenimentele din septembrie vor deveni o bază solidă pentru realizările viitoare în carieră și succes în viața personală a balanței. Stelele pun condiții excelente pentru ca tu să-ți îndeplinești toate dorințele și visele. Un drum liber cu perspective excelente se va deschide înaintea ta. Vei găsi multe întâlniri și cunoștințe interesante. Dragoste. În probleme de dragoste e tot ce ți se pare ușor. Activitatea excesivă a balanței în relațiile amoroase nu va duce la nimic bun. Pentru a evita dezamăgirea, să nu cauți probleme, doar bucură-te de viață și bucură-te de lucruri mărunte. Totul se va pune la punct dacă respecti neajunsurile altora. Merită să ți controlezi capriciile și să ți moderezi pofta de mâncare. Primele zile ale lunii septembrie vor avea succes pentru balanța singură. Astrele promit aventuri romantice de neuitat. Adevărat, nu ar trebui să aștepți ca relația să dureze mult timp. O excepție va fi cazul dacă prima dragoste sau afecțiunea de lungă durată se face cunoscută. Reprezentantele unei familii ar trebui să acorde mai multă atenție copiilor, în special adolescenților. Cu ei poate apărea o ceartă neplăcută. Trebuie să rămâi calmă și rezonabilă. Sănătatea. Pe tot parcursul lunii septembrie, vei fi în cea mai bună formă, dar există pericolul de a-ți supraestima capacitățile și punctele fortei. Balanța în orice trebuie să respecte măsura și să nu fie prea scufundată în muncă, dacă vorbim de muncă intelectuală. După 20 septembrie, este posibilă o exacerbare a unei boli cronice. La începutul toamnei, încearcă să nu răcești excesiv, evită stresul excesiv asupra articulațiilor și coloanei vertebrale. Bolile cronice ale sistemului urinar își vor aminti de tine. Este timpul să lucrezi la imaginea ta. O soluție excelentă ar fi o procedură de întinerire. Pentru a face acest lucru, este bine să alegi prima decadă a lunii. După 11 septembrie, ai grijă de imaginea ta, poți să-ți schimbi în siguranță coafura, să alegi culori strălucitoare și să-ți schimbi complet garderoba. Efectul transformării va fi impresionant, va fi remarcat nu numai de tine, ci și de cei din jur. Banii. Respectă munca în echipă la locul de muncă. Acum o echipă unită este importantă pentru a obține rezultatul dorit. Independența nu este ceea ce ai nevoie acum, pentru că fizic și psihologic te poți epuiza. Nu-ți asuma povara responsabilității, împărtășește-ți responsabilitățile cu colegii sau partenerii de afaceri. Vei avea nevoie de asistență specială după 15 septembrie. Ia-ți ca parteneri doar oameni de încredere, care nu te vor dezamăgi, situația financiară te va mulțumi. În cele din urmă, situația de multă timp tremurătoare se stabilizează, poți închide împrumutul și poți achita ratele. În sfârșit, vor apărea bani ieftini în munca ta, anxietatea pentru ziua de mâine va dispărea. Păstrează disciplina pentru a menține echilibrul material. Nu economisi bani pentru sănătate și alimentație bună. În septembrie pot apărea cheltuieli neprevăzute legate de copii sau rude mai vârstnice. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!